Vă salut! Avem aici centrala Atmos, DC25S. O mai știți la mine, acolo avem UPS-ul Chemot. Hai o să-l testez, îl scot din priză o oră. E 12. Și-l las să meargă pe baterie de 62 de ampere, așa cum vedeți. Îl deconectez de la rețea. Și merge pe baterie. Hai să vedem cât se duce într-o oră. Pe la 1. O să vin să vedem. Bun, a trecut o oră. Era bateria full, a rămas tot full. Într-o oră nu s-a dus nicio liniuță. Eu v-am mai povestit în trecut că am avut o pană de curent singura importantă de vreo 7-8 ore. Și mi s-au dus două liniuțe din baterie. Atunci, la un consum de 150 de W încărcare. Acum o să conectez alimentarea și trece pe încărcare baterie. Gata. Acum a pornit încărcarea bateriei. Și cam asta e, dacă vreți siguranță în instalație, cumpărați-vă un UPS sinus pur cu baterie și cu asta basta. Scuzați cenușa de pe el că aia e, îl mai suflu, îl mai curăț, dar e centrală, e cenușă. Asta e, voi faceți-vă cum doriți. Sănătate și toate cele bune!